Bună dimineața tuturor! Bine ne revedem la o nouă conferință de presă. Așa cum știți, începând cu data de 21 ianuarie, în urma concursului organizat la nivelul primăriei municipiului Roman, postul de city manager a fost ocupat de doamna Gabriela Petrea, o persoană pe care eu o cunosc foarte bine, provine din mediul privat și sunt convins că va ajuta la bunul mers al instituției și al echipei din primăria municipiului Roman, astfel încât întreaga comunitate să se dezvolte așa cum ne-am propus. În această perioadă, administratorul public se află într-o perioadă de evaluare a activității ce este la nivelul unei instituții publice, deprinderea legislației în domeniul, în sistemul public și cu recunoașterea colegilor din fiecare departament și atribuțiilor acestora. Sperăm ca în termen de o săptămână, două, această evaluare să se finalizeze și ulterior să începem să lucrăm efectiv pentru atingerea obiectivelor pe care noi ni le-am propus împreună. Așa cum vă anunțam la începutul anului, în ceea ce privește sancțiunile pentru cei care nu respectă conduita socială adecvată pentru un municipiu așa cum ne-l dorim să fie Romanul, am dispus efectuarea mai multor controle, în sensul în care am întâlnit foarte multe coșuri pentru gunoi stradal pline cu pungi de gunoi rezultate din urma activităților casnice. Vom monitoriza aceste zone și inclusiv se lucrează astăzi la un nou regulament și noi sancțiuni majorate în ceea ce privește normele de conduită publică. Vom intra cu proiect suplimentar astfel încât cei care încalcă cu bună știință regulile de conduită publică să fie sancționați contravențional, cu sancțiuni care să-i determine ca pe viitor să nu mai greșească, inclusiv mâncatul semințelor, aruncatul chiștoacelor de țigară sau alte deșeuri menajere se vor regăsi în lista contravențiilor care vor fi suplimentate valoric. De asemenea, discutăm și de cei care depozitează în zonele nepermise, pe malurile râurilor, acolo unde avem astfel de probleme, și depistarea lor va duce la amenzi sporite. Inclusiv vom monta camere de luat vederi în zonele pe care le dorim pentru a avea și probele, mijloacele de probă necesare în vederea aplicării acestor sancțiuni și de asemenea vom cere și sprijinul celor de la Rosal pentru a ne identifica locurile în care și a ne comunica locurile în care sunt umplute aceste coșuri de gunoi stradale cu deșeuri menajere pentru monitorizarea acelor zone și sancționarea responsabililor. De asemenea, suntem într-o perioadă în care, așa cum bine știți, dezbatem bugetul. În același timp vom face și o solicitare către Consiliul Județean ca element de noutate, să spunem, începând din acest an, cotele din impozit pe venit vor fi alocate către autoritățile locale. O cotă undeva între 45 și 50% vor reveni direct primăriilor, cealaltă cotă va fi dată către Consiliul Județean. O parte dintre aceste venituri reprezintă venituri proprii ale Consiliului Județean și cealaltă cotă parte reprezintă venituri pentru repartizarea și echilibrarea bugetelor locale. Noi vom face o adresă prin care solicităm și acordarea de cote din TVA pentru echilibrarea bugetelor.
cotă din impozitul pe venit, având în vedere faptul că Primăria Municipiului Roman deservește administrativ cele 28 de comune din raza de competență. Dacă ne referim aici la unitățile de învățământ, practic sunt foarte mulți copii din mediul rural care vin la unitățile de învățământ de la Roman. Primăria Municipiului Roman cheltuie foarte mulți bani în ceea ce privește întreținerea și funcționarea unităților de învățământ. Dacă discutăm de spital, mai bine de jumătate din populația județului este deservită de Spitalul Municipal de Urgență Roman. De asemenea, comunele din zona limitrofă a Romanului, dar inclusiv avem în raza de competență comune din trei județe vecine care sunt arondate Spitalului Municipal de Urgență Roman. De aceea noi considerăm că va trebui să continue acel parteneriat corect cu Consiliul Județean pentru alocarea de sume și din bugetul anului 2019 către Primăria Municipiului Roman. De asemenea, un proiect comun care vizează și Primăria Horea și Municipiul Roman și vom solicita finanțare pentru reparația capitală a punții pietonale spre cotul Vameș și de asemenea vom încerca depunerea cinematografului Unirea și la Compania Națională de Investiții. Noi am depus și pe AXA 13 cu finanțare europeană. Din păcate, acolo încă nu au început evaluarea proiectelor. Așteptăm acest lucru. Avem 4 proiecte depuse pe această axă de finanțare și, bineînțeles, în funcție de rezultatele și de sumele care vor fi alocate, vom lua decizia finanțării din alte surse acestor obiecte de investiții. Dacă tot vorbeam de spital, dorim să finalizăm în acest an reabilitarea termică a corpului principal de clădire. Dorim achiziționarea a 2 incubatoare pentru noi născuți și în funcție de necesitățile celor de la Spitalul Municipal de Urgență Roman vom mai achiziționa aparatură și în acest an. În ceea ce privește anul trecut, vă pot spune că la Spitalul Municipal de Urgență Roman a ajuns aparatură în valoare de circa 1,7 milioane de lei noi, 17 miliarde de lei vechi, sursele fiind de la bugetul local, de la Consiliul Județean, cărora le și mulțumim în acest sens, și de la Ministerul Sănătății. Noi spunem că a fost un an bun în ceea ce privește investiția în aparatură de la Spitalul Municipal și credem că acest lucru va continua și în acest an. De asemenea, ne dorim în acest an să prindem și poate obținem tot de la Consiliul Județean, având în vedere faptul că se dorește reînființarea învățământului profesional. Credem că numărul de elevi de la Colegiul Tehnic Petru Poni va crește și atunci devine o prioritate și cantina de la acest colegiu. Sperăm ca tot de la Consiliul Județean să obținem finanțare și pentru acest obiectiv. De asemenea, un alt obiectiv important pentru municipiul Roman îl reprezintă extinderea rețelelor de gaze naturale. Noi am finalizat documentele, studiul de prefezabilitate, am obținut și avizul de la EON. Practic și EON-ul va intra într-o cofinanțare a acestei extinderi de rețele de gaze naturale pe o distanță de circa 8,6 km, un număr de aproximativ 580 de gospodării care vor beneficia de această facilitate, în special în zona cartierului Nicolae Elbăcescu, dar vom avea și alte zone care nu au în momentul de față gaz metan și care au fost prinse în acest proiect. Sperăm că în luna februarie deja să demarăm procedura de achiziție pentru executarea acestei lucrări. De asemenea, un alt obiectiv important pentru Primăria Municipiului Roman îl reprezintă și piața centrală. Deja am discutat cu colegii mei și am propus inițierea unui studiu de fezabilitate
pentru acest obiectiv de investiții. În acest an ne propunem să realizăm acest studiu de fezabilitate, care se va regăsi pe de o parte în momentul în care vom aproba bugetul pentru anul 2019 și pe de altă parte pe parcursul anului 2019 acest studiu de fezabilitate va fi aprobat prin hotărâre de Consiliul Local. Practic gândim modernizarea pieței centrale și realizarea unui pasaj subteran care să permită circulația pietonală între hala centrală și piață. Dacă stăm și ne gândim, cred că municipiul Roman este singurul municipiu care are o piață centrală separată de un drum de circulație intensă. Vrem să eliminăm acest disconfort și credem noi că prin realizarea acestui pasaj subteran putem crea o zonă foarte potrivită pentru cei care doresc să vină în piața centrală din Roman. E o lucrare mare, o lucrare ambițioasă și care, odată realizat studiul de fezabilitate, ulterior vom căuta soluții de finanțare pentru acest obiectiv. Așa cum bine știți, sunt probleme în toată țara în ceea ce privește achiziția de material antiderapant, de sare în speță. La nivelul primăriei municipiului Roman nu avem astfel de probleme. Am realizat o achiziție publică la sfârșitul anului trecut și am reușit să aducem această sare din import. Avem în continuare stocuri de sare, ne mai vin cantități de sare și în această săptămână. Avem în stoc și clorură de calciu. În perioada următoare se anunță vreme în încălzire, dar acest lucru determină polei pe timpul nopții, atunci când temperaturile sunt negative. Noi suntem pregătiți pentru a interveni atunci când situația o va impune. În cele din urmă, așa cum ați fost și dumneavoastră prezenți săptămâna trecută, ați văzut că am făcut și am început dezbaterile publice în ceea ce privește construcția bugetului pentru anul 2019. Chiar dacă nu avem încă toate sumele clare, noi ne dorim să ne întâlnim cu toate categoriile socioprofesionale pentru a identifica nevoile din fiecare secțiune și mai departe să stabilim o listă de priorități în funcție și de resursele financiare pe care le vom avea. Am avut dezbateri cu cei din învățământ, cu reprezentanții din sănătate, asociațiile de proprietari, ONG-urile. Astăzi vom discuta cu reprezentanții cultelor și cu asociațiile de tineret, urmând ca mâine să încheiem aceste dezbateri cu reprezentanții seniorilor și cu mediul de afaceri. Așteptăm și de la guvern, se pare că mâine va intra în ședință de guvern bugetul pentru anul 2019. Nu avem date concrete, însă știu că există o serie de nemulțumiri la nivelul municipiilor. În condițiile în care sumele care vor fi repartizate direct către municipii nu sunt suficiente pentru a acoperi pierderea pe care municipiile au avut-o anul trecut prin transferul acelor contribuții și prin diminuarea impozitului pe venit. Mâine va fi o ședință de îndată și la Asociația Municipiilor, o ședință de comitet director. Din păcate, eu nu voi participa, doresc să finalizez la Roman dezbaterile pe buget, însă voi fi solidar cu orice decizie pe care o vor lua colegii mei din Asociația Municipiilor pentru a determina guvernul să ne aloce
un procent mai mare din impozitul pe venit, pentru că municipiile reprezintă până la urmă principalul motor de dezvoltare al societății românești. Marea majoritate a veniturilor se realizează în zona municipiilor. E drept că suntem de acord cu principiul solidarității și trebuie să sprijinim și celelalte comunități, însă investițiile majore la nivelul municipiilor nu trebuie să stagneze, ci din contră trebuie să aibă un ritm susținut și ceea ce s-a întâmplat anul trecut să nu se mai repete. Cam acestea au fost informațiile pe care eu am dorit să vi le aduc la cunoștință. În rest, vă stau la dispoziție mai departe pentru întrebări. Da. La începutul iernii spuneați că nu sunteți tocmai mulțumit de timpul de reacție a firmei care se ocupă de zăpezii. La prima zăpadă, da. La prima zăpadă. Între timp de discuțiile avute cu mai mulți romașcani, reiese că ar fi o diferență și e vizibilă o diferență față de anii precedenți, în modul că nu e foarte multă zăpadă care rămâne pe loc, nu se mai care în afara orașului cum se căra înainte, și că trotuarele, în mod special, și locurile de parcare publice, nu ar fi foarte bine dezăpezite. E din vina celor care trebuie să ocupe de zăpezire sau pur și simplu primăria nu are ajuns de mulți bani încât să plătească orele care trebuie să le desfășoare firma? Păi, dacă nu ne raportăm la ultima zăpadă și dacă vă aduceți aminte, acum, cred, 2 săptămâni în urmă, 3 săptămâni, noi am ridicat toată zăpada, atât din zona centrală, cât și din parcările publice. Din păcate, săptămâna trecută a nins. Considerăm că, în momentul de față, nu este o cantitate atât de însemnată de zăpadă care să necesite ridicarea acestei zăpezi. Mai mult decât atât, așa cum vă spuneam și în timpul, la începutul conferinței, temperaturile în această perioadă se anunță pozitive și din punctul meu de vedere ar fi o risipă de bani să ridic o zăpadă care în 2-3 zile oricum s-ar topi. Și legate de zăpezirea trotuarelor? Noi intervenim pe trotuare cu echipele de la Rosal. Am avut și echipe proprii, dar și echipe de la Direcția de Asistență Socială, beneficiarii de ajutor social. În momentul de față nu avem probleme deosebite. Acolo unde au fost probleme punctuale s-a intervenit. Am răspuns și eu solicitărilor cetățenilor din diferite zone. De asemenea, repet, dacă sunt probleme punctuale în anumite zone, rugăm să ni se aducă la cunoștință. Legat de spital, în ce stadiu e proiectul de extindere și de modernizare pe bani europeni? Este depus la Agenția de Dezvoltare Regională, nu este intrat încă în evaluare. Aici a fost o problemă la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, în condițiile în care pe sfârșitul anului trecut, pentru a evita riscul de dezangajare a unor sume de bani, s-a lucrat foarte mult pe evaluarea unor proiecte, inclusiv acelor retroactive pentru alocarea acelor sume de bani. Practic toate echipele au fost mobilizate pentru alte activități, mai puțin pentru evaluarea proiectelor depuse. Așteptăm ca în perioada imediat următoare să înceapă acest proces de evaluare. Vă spuneam, inclusiv la axa 13 nu s-a început încă evaluarea, nici la aceasta de extindere a ambulatoriilor. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun este trecerea în analiză tehnico-economică a grădiniței din cartierul favorit de pe strada Victor Hugo, care a trecut de etapa de eligibilitate administrativă. De unde ați importat sarea? Este un furnizor, am înțeles, din Ucraina. Din Ucraina. Și achiziția a fost făcută direct de primărie sau prin intermediul de primărie, de PSA. Este un furnizor independent. N-am nicio legătură. Legat de bugetarea participativă, când se vor aproba condițiile în ședința de Consiliul Local și cât timp vor avea romașcanii să depună proiecte? Asta în cazul în care mai rămâne valabilă? Rămâne valabilă această opțiune. 200.000 de lei ne gândim să-i alocăm pentru această bugetare participativă, probabil odată cu aprobarea bugetului.
Nu știți încă care vor fi condițiile? Păi, odată cu aprobarea bugetului, pentru că oricum termenele încep să curgă de la aprobarea bugetului. E la fel ca în cazul finanțărilor nerambursabile. Mulțumesc. În legătură cu deșeurile și oamenii care vor fi amendați pentru nerespectarea aceasta selectivă, cum pot fi amendați persoanele, cum pot fi amendate persoanele care aruncă deșeurile în tomberanele gri? Nu. Aici discutăm de două categorii diferite de sancțiuni. Eu mă refer la, m-am referit la acele coșuri stradale și, da, pentru cei care aruncă. În momentul de față nu pot fi sancțiuni și nu există niciun cadru legal pentru sancționarea celor care nu respectă colectarea selectivă, însă, din câte înțeleg, vor fi aprobate noi tarife pentru deșeuri la nivelul ADI Eco Neamț și atunci vor fi tarife diferențiate pentru deșeurile menajere și pentru deșeurile colectate selectiv. Sancțiunea nu e neapărat într-o contravenție, ci e în plata la un alt tarif a deșeurilor. În loc să plătești un tarif mai mic pentru cele colectate selectiv, vei plăti tariful de deșeuri menajere. Mulțumesc. V-ați arătat extrem de încântat de modul în care au fost curățite trotuarele. Nu am spus asta. Vreau să vă spun că în secția de ortopedie a spitalului și prin CPO au trecut numai săptămâna trecută 2803 persoane cu fracturi diverse, unele foarte grave, de la mână, picior, bazin și așa mai departe. Nu apreciați că modul în care s-a făcut curățirea acestor trotuare a fost desprânceală, să spunem așa. Am filmat sâmbătă dimineață curățirea de către salariat manual în zona centrală, în zona... Dar sunt zone precum aceea din Marom, unde sunt și niște agenții economici, un aprozar în fața acolo vis-a-vis de Medclav și pe asta unde zăpada cred că are 10-15 cm și se înnoată, iar dedesubt este un strat de gheață, așa... Acolo unde, eu încă o dată spun ceea ce am spus și mai devreme, acolo unde sunt probleme punctuale, roga mi se comunica, mai mult decât atât, dacă e în raza unor societăți comerciale obligația de dezăpezire aparține acestor societăți comerciale, noi am aplicat amenzi și celor care au aruncat zăpadă de pe trotuar sau din curți, chiar am avut foarte multe situații când s-au aruncat zăpadă din curți, în carosabil. Deci, practic, toate acțiunile noastre prin care noi curățam așa, erau din spate, veneau alții și aruncau zăpada înapoi. Ceea ce nu e tocmai corect. Legat de acel număr semnificativ, dar eu mă tem că nu e real acel număr de... Deci nu poate să fie 2800 într-o săptămână? 2803 în perioada 1-14 ianuarie. Și toate sunt de la trotuare? Nu ne-am spus, știți că nu ne-am dat, dar majoritatea de la trotuar. Eu nu cred, am să verific această informație, dar mie mi se pare foarte ciudat să existe un număr atât de mare. Bun, azi apare știrea și o să o... Păi da, trebuie, când faceți o știre, trebuie să o fundamentați, nu puteți să directorul aruncați... Medical, păi directorul medical o fi dat, dar nu v-a spus directorul medical de la trotuare. Fracturi căzături pe gheață. Păi și de unde sunt? În momentul în care faceți o știre, trebuie să spune atâția din mediul urban, atâția din mediul rural, poate au căzut în casă, poate au căzut... Nu, asta nu e un argument în care să-mi spuneți mie că s-au curățat trotuarele așa... Ba, noi le-am avut chiar curățate, dar nu uitați că săptămâna trecută a nins 4 zile consecutiv. Următoarea mea întrebare este aceea legată de faptul că la Roma, în secolul 21, se curăță încă manual trotuarele. De ce nu impuneți operatorului să-și achiziționeze o mașină de dezăpezit trotuarele? Deci au două freze și una TV, doamnă. Și să dea tot cu calciu. Și câți oameni au deci, făcut un control la sfârșitul săptămânii trecute de la birou ca să atragă atenția? Nu de la birou, am oamenii din teren, inclusiv eu am fost. Păi înseamnă că exact, dar în zona școlilor cine trebuie să curățe? Tot primăria. În zona Roman-Vodă, pe trotuarul de pe Tineretului, stratul de zăpadă de câțiva centimetri necurățat. Păi, s-a ajuns cât s-a putut lua, s-a luat. Restul a fost zăpadă bătătorită, e greu de ajuns. Până nu se încălzește vremea, nu putem ajunge până la nivelul pavelilor.
E zăpadă înghețată. Ați avut o întâlnire cu medicii din spital. Nu am văzut însă pus pe tapetul din restanțele semnificative ale spitalului legate de furnizare de apă caldă în acest sezon. Deci vara se furnizează apă călâie, iarna nu se furnizează deloc, știți problema de acolo, tehnică. Eu știu că s-a remediat această problemă în condițiile în care lucrăm cu două cazane, una pentru încălzire, una pentru apă caldă. Și știți că este apă caldă în spital? Eu nu am informații să nu fie. Trebuie verificat. Voi verifica, dar... Așa, spuneți-mi, deci revin la acea problemă, aveți în contractul cu Rosalu, un act adițional, iar o să mă trimiteți la contractul încheiat pe vremea de Cărpușor. Aceea obligație a Rosalului de a dezăpezi nu manual. Deci nu manual trotuarele. Dar cum trebuie dezăpezi trotuarele? Eu la mine acasă, în curte, manual dezăpezesc. Dar nu vorbim de particular. Păi nu, dar cum vedeți dumneavoastră? Cum se pot dezăpezi? Acea mașină de care... Au două freze, v-am explicat. Au două freze și un ATV. Și dar trebuie și... calciu și pe... ca să dizolve gheața aceea. Intervenim cu sare, doamnă. În locurile în care eu v-am spus, vă rog tare mult să verificați. Am înțeles, voi verifica. Așa, referitor la școli, a început gripa, nu v-am auzit nimic vorbind astăzi despre obligațiile pe care le are municipalitatea de a asigura apă caldă, detergent, prosoape de unică folosință, dezinfectant pentru toate suprafețele, bănci, v-au spus colegii dumneavoastră. Avem cumva epidemie de gripă la Roman? Dar nu e vorba de epidemie, pentru că trebuie să o prevenim. Păi și de unde știți că nu s-au luat măsuri? Păi asta vreau să răspund. Da. Spuneți-ne câte materiale... La nivelul unităților de învățământ, directorii unităților de învățământ și-au luat toate măsurile. Nu am fost informat că ar avea lipsuri din acest punct de vedere. Există apă caldă în toate școlile? Da. Și încălzire și tot ce trebuie. Nu ne-au cerut absolut nimic, pentru că, așa cum știți, unitățile de învățământ se aprovizionează singure și din acest punct de vedere. Bun, se aprovizionează, dar cu ce fonduri? Au și fonduri proprii, doamnă. Păi fondurile proprii 56 vin la primărie. Noi de acolo achităm și alte lucruri. Vorbeați de noi studii de fezabilitate pe care le-ați antamat în mandatul dumneavoastră. Știți că aveați un proces prin care ați dat în judecată curtea de porturi care vă imputase dumneavoastră acele numărate studii de fezabilitate din mandatul Leoleanu. Câte din acestea, în ce stadiu este procesul acesta și câte din acestea ați adus în... v-ați propus să le finanțați în perioada următoare ca să nu rămână în fundul unui sertar? Deci, în momentul de față, suntem în proces, a fost desemnat un expert, expertul a venit la fața locului, a cules informațiile de care a avea nevoie. Știu că a mai cerut un termen pentru realizarea expertizei, va fi depusă la dosar și ulterior vom vedea ce este de făcut mai departe. În ceea ce privește aceste studii de fezabilitate, pot să vă spun că în diversi ani au apărut soluții de finanțare pe la diverse ministere. E clar că principala obligație a autorității publice locale este întocmirea unui studiu de fezabilitate. Ulterior, din motive financiare, acele ministere au retras finanțările. Eu nu văd nicio problemă în acest lucru. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că parte din aceste studii de fezabilitate au fost recuperate și redirecționate către alte surse de finanțare. În linii mari, dumneavoastră ne-ați povestit că ați studiat toate posibilitățile de a obține venituri și din sursă proprie. Mă interesează dacă ați creionat și ați estimat fondurile care vă vor veni pe aplicarea taxei de ruină și în câte situații ați, că trebuia să fie lista aia gata de nu știu când. Și eu vă spusesem și de monumentul ăsta arhitectonic de la din alcool. Aici a fost prins și i-a zis atunci că o să-l prindeți. Eu
am luat o decizie la sfârșitul anului trecut, în condițiile în care mai avem încă clădiri publice care nu sunt reabilitate, mi s-a părut incorrect să sancționez o parte din persoanele fizice. Primăria Municipiului Roman își propune ca din acest an clădirile publice pe care le are să fie reabilitate. Vom face ultimele somații către toate aceste, către toți acești proprietari de clădiri, de clădiri care nu sunt reabilitate și începând cu anul viitor vom trece la supraimpozitarea lor, însă ceea ce vreau eu să vă spun foarte clar este, am prorogat termenul cu un an, însă ceea ce vreau eu să vă spun dumneavoastră, să nu vă imaginați că din supraimpozitarea 5, 6, 8 clădiri se realizează nu știu ce venituri. E clar că aceasta trebuie să fie o modalitate de impulsionare a proprietarilor unor clădiri pentru a nu fi lăsate în paragină și nici de cum intenția și interesul autorității nu este acela de a atrage venituri suplimentare. Și ultima întrebare este legată de o potențială candidatură a dumneavoastră care ar fi în avantajul municipiului Roman la funcția de președinte al Ligii Aleșilor Locali, funcție devenită vacantă odată cu demisia consilierului liberal Lucian Pelescu, din motive pe care le știți, ordin profesional. Da, nu știu, deocamdată nu s-a pus în discuție o astfel de candidatură și mai mult decât atât vreau să înțeleagă toată lumea, e vorba de o funcție politică și așa cum am obișnuit aici la primărie facem administrație și nu politică. Da, această funcție ar fi în avantajul dumneavoastră ca edil. Eu sunt membru în comitetul director al Ligii Aleșilor Local la nivel național, drept pentru care cred eu că e destul de reprezentativ și acea funcție. Dacă va fi cazul, mi-o voi asuma și pe aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai a fost sau urmează să fie spectacolul ăsta de la Teatrul Tineretului? Urmează să fie. Urmează să fie, da? Da. Văzusem cum se face. Primării nu știam exact de asta. Stand-up comedy ăsta cu Bordea a fost? Da. Cred că da, nu știu. A fost, da. Nu l-am văzut promovat. Păi nu e o acțiune a primăriei, noi am închiriat doar sala. Deci nu promovați chestii private. Păi care sunt private, noi doar alea publice. Nu, cred că am văzut chestii private promovate de asta. Nu cred că ați văzut. La primăriei nu cred. Sau depinde în măsura în care s-a solicitat acest lucru. Fiind vorba de un eveniment privat pe bani, nu l-am promovat. A, nu, nicio problemă. Primăria promovează sau nu? Nu ni s-a solicitat acest lucru, noi am pus doar la dispoziție sala, contracost. Și cât bani s-au scos? Nu mă întrebați, noi am închiriat cu 500 de lei ora conform hotărârii de consiliu local, restul ce a făcut agentul privat e problema lui. Știu că dorea două spectacole, dar nu a reușit decât pentru unul să vândă bilete. Și cu spectacolul de la piatra? Acela e altceva, face obiectul unei hotărâri de consiliu pentru data de joi. Vorbim de două instituții publice. Și dacă vorbim de două instituții publice? Păi, au un alt regim de taxare. Dar nu vor plăti. Nu vor plăti, tocmai aceasta este, vom avea un proiect de hotărâre, dacă consilierii locali vor accepta, pentru stagiunea aceasta. Atunci, nici spectatorii nu vor plăti. Ba, spectatorii vor plăti, că e vorba de niște actori profesioniști. Da. O singură întrebare aveam. Nu v-ați gândit, în timpul acestor dezbateri, să introduceți ușor, ușor, bugetarea participativă? În ce sens? În sensul în care să nu-i limitați pe fiecare la strict la domeniul lor. De exemplu, medicii poate au niște idei și în ceea ce privește învățământul. Profesorii poate au niște idei. Păi, bugetarea participativă e cu totul altceva. Nu privește strict un sector de activitate și regulamentul clar va prevedea că proiectul care va fi depus trebuie să fie cu un impact major la comunitate. Deci nu limitat doar la un anumit sector de activitate. Da, asta am înțeles. Da. Dar mă gândeam, poate era momentul să aflați
niște idei în avantpremieră, cumva. Dacă i-ați fi scos pe fiecare din domeniul, ei au fost obligați să vorbească fiecare. Păi, e clar, dar bugetarea participativă, tocmai asta e, trebuie să fie o dezbatere de idei care să vină ulterior. Noi aici discutăm strict pe fiecare sector de activitate. Dacă tot au fost atât de probleme cu spitalul, revin cu rugămintea la dumneavoastră. Poate le amintiți domnilor din conducere să se întâlnească și cu presa la început de an. Am mai spus și tot pisez problema, dar probabil n-ați avut timp să le sensibilizați. Că așa n-ar mai fi nici contradicții de cifre și așa mai departe. Cu lămurire vreau de la dumneavoastră. Se folosește cuvântul dezbaterea bugetului. Eu înțeleg prin dezbatere ca dumneavoastră să prezentați niște cifre pe care le aveți de bază, pornit în discuții, și dumnealor să se plieze pe ele. Ori sunt dezbateri sau discuții până la urmă? Nu. Deci eu nu știu dacă ați observat, inclusiv din timpul conferinței, am spus ce presupun aceste lucruri. Sunt anumite obiective ale fiecărei categorii socioprofesionale, anumite solicitări și în funcție de prioritizarea lor și de sumele pe care le avem, noi vom face o ierarhie a bugetării acestor probleme. Nici de cum dezbaterea pe buget o vom face și cu consilierii locali înainte de a intra în ședință de consiliu, dar aceea va fi strict pe cifre. Deci astea sunt niște discuții pentru ca dumneavoastră să țineți cont de anumite propuneri pentru creionarea separării sumelor la buget. Da, da. Nu e o dezbatere propriu. Ba, e dezbatere și discuție. Depinde cum definim termenul de discuție. Discuția poate fi și o dezbatere. Sunt sinonime, nu se exclud. Sunt de greu niște ședințe de cerere. Noi vrem de la primărie. Mi se pare un termen prea pretențios dezbatere. Acum fiecare... Vorbeați de doamna și team manager, atribuțiile pe care le are. Am văzut o listă întreagă. Oare ca femeie face față să le îndeplinească sau mai ajută? Cred că va putea să mai ducă și altele. Având în vedere experiența dumneavoastră, sunt convins că poate să ducă mult mai mult. Comunicarea pe problemele pe care dumneavoastră le are de rezolvat prin HCL, tot prin purtătorul, prin consiliul dumneavoastră, se fac? Da, o să vedem. Ea, în momentul de față, trebuie să se adapteze la sistemul public. Ulterior, încetul cu încetul, pe măsură ce va lua la cunoștință de întreaga activitate, vom mai discuta.